So when you say theater, I see you're wearing black. What kind of theater are you guys? Puppetry. Puppetry. Especially life-size puppetry. Whoa. And we like to give people hope with the stories we are presenting on stage. I know it hurts, it's hard to breathe sometimes. These nights are long, you've lost the will to Hello, and thank you so much. That was beautiful. I got very emotional. Thank you so much, so much. It was beautifully done, very simple story. The thing is that I had never seen this kind of show in person. I've seen things on TV, but not like this. It was spectacular. Thank you so much. Now we have to vote. Let's start with Howie. Yes. Sophia. Thank you. Yes. Ah. Okay, guys, you have three yeses. Congratulations. Emoționat momentul. Mulțumim foarte mult. Foarte emoționat momentul. Dar filmarea asta când a fost? Când a fost în America? În martie, fix înainte cu câteva ore să se închidă, să se oprească zborurile dinspre Europa. Deci nu pot să cred. Da. Deci erați în ultimul avion. Da. Ați zburat și după aia gata, se închide totul, nu? Da. Și deci v-ați dus în America și i-ați dat pe spate. Da. Așa se pare. Băi, ați dat pe spate foarte tare momentul. Nu ne așteptam să fie atât de impresionat, sincer, pentru că acolo nivelul e foarte sus, e cel mai înalt nivel. America's Got Talent, adică tati din toată America și din toată lumea, nu? Da, și după ce a făcut momentul pe scenă, am ajuns în fața juriului, evident că eram foarte emoționați. Și noi încă nu știam sigur dacă vom primi 3 de da. Aveam nevoie de cel puțin 2 de da. Heidi Klum nu a fost acolo ca să avea fie febră. 4. Da, avea febră. Și în timp ce primeam feedback-ul, părea că e bine. Și? Hai că avem șanse. Da, da, da. Păi și practic voi ați fost în martie, asta a fost un fel de preselecție. Audiția. Audiția. Da. Și mergeți mai departe acum, nu? Suntem în etapa următoare care urmează să fie difuzată la finalul lunii. Spre finalul lunii. A, deci ați filmat și momentul ăla. Nu știm încă să spunem absolut nimic. Înțeles, contractele ne obligă să păstrăm tăcerea. Dar eu așa intuiesc. Mamă, deci puteți să câștigați America's Got Talent? Da. Da. $1,000,000. What? $1,000,000, ciucă! Ba, serios, foarte tare. A fost teatrul de păpuși, dar toată grafica aia, toată nebunia, cât timp ați lucrat la momentul ăsta? Uite, poate mai vedem ceva imagini, că sunt fabuloase. În total s-a muncit tot cu echipa de păpușari, echipa de videoproiecție, cei de la Les Atelier Nomad ne-au ajutat cu videoproiecția. S-a muncit cam 3 luni. Cu tot construcția păpușilor, proiecție, repetiții. Dar voi câți ați fost în America? Am fost 4. 4, că pe scenă v-am văzut 4 și acum sunteți doar 2. Acum sunt doar 2. Cei nu sunt acasă. Sunt sănătoși, nu? Da, sunt bine. Sau au rămas în America? Nu. Au emigrat? Dar era să rămânem cu toții, pentru că nu știam dacă ne mai putem întoarce de acolo. Chiar, Andreea, că ați fost așa la limită cu toată povestea asta. Mie mi-a plăcut mult numărul și pentru cei de acasă era vorba de povestea asta, deci teatrul ăsta de păpuși cu grafică, cu toate nebunia și cu foarte multă emoție în sală acolo, nu? Da. Da, sala goală. Sala goală, în sala acolo, adică la juriu, primea juriu. Chiar sala goală. Am primit vestea asta, am aterizat după un drum plin de peripeții. Da. Am aterizat și după câteva minute am primit vestea că vom juca fără public. Și asta cumva ne-a dat peste cap, îți dai seama că... Că aveți nevoie de feedback. Da, da. Acolo sunt 3.000-4.000 de locuri și juriul este influențat foarte mult de public.
Iar noi eram curioși cum va reacționa publicul în timp ce noi suntem acolo pe scenă în momentele cheie ale poveștii. N-am avut experiența asta, din păcate, dar am avut o conexiune ceva mai intimă cu juriul, da, pentru că am jucat doar pentru ei. Dar povestea e cățelul ăsta sare în fața mașinii. Este un câine de pe stradă, fără stăpân, da, care se împrietenește cu o fetiță și salvează viața. Și ea l-adoptă la final. Tu, am început să-mi dea și lacrimile. Adică chiar e frumoasă povestea. Adică voi ați la România au talent, ați fost? Am fost la România au talent, am luat și Golden Buzz în 2015. Atât. Și apoi cum v-ați gândit voi ce țin în America? Păi ne-am gândit în fiecare an de când am venit la România au talent să mergem să aplicăm acolo. Ce zici, bă, n-am câștigat România au talent, asta e că... Dar poate câștigăm la american, da. Și apoi le spunem celor din țară, vedeți, nu ne-ați apreciat la adevărata noastră da, valoare. Nu, dar era pasul firesc, pentru că ne tot uitam la America's Got Talent și știam că la un moment dat va trebui să măcar să încercăm să aplicăm, căci dacă ne vor răspunde, totul va fi spre bine. Haideți să le spunem oamenilor joburile voastre care sunt, că poate oamenii se gândesc că voi asta faceți toată ziua. Adică teatrul ăsta de păpuși, tu faci radio la Guerilla, nu? Nu, la Europa FM. La Europa FM, ai fost la Guerilla? Da, de acolo te salută Ciprian Dinu. De la Europa FM, Ciprian, da, Dinu. Da, da. Exact, salut Ciprian, salutări! Deci acum ești la Europa FM, pentru că înainte erai la Guerilla, da, nu? Și acum ești la Europa FM. Și acum ești cu Vlad Petreanu, nu? Da, da, da. Cu George Zafiu, cu toată, toată echipa. A fost și ziua lui Ciprian Dinu, a dat de băut, da, la Europa FM? A dat? N-a dat anul ăsta. N-a dat, n-a dat. N-a dat, bă, directorul tot zgârcit. Da. Directorul tot, da, lasă. Ciprian, oamenii de la Europa FM vor să dai de băut, adică a fost ziua ta. Prepresiune pe el. Așa, Andreea, spune-ne puțin despre tine, unde ai cartea de muncă? Eu am, sunt freelancer. Eu am terminat facultatea de actorie, pupuși și marionete, masteratul pe regia teatrului de animație. Și de asta te-ai apucat, mă, de numărul, da, ăsta. Adică la tine vine din trecut, ca, da, să zic așa. Da, și cam cu asta m-am ocupat de când am terminat facultatea. Și cu teatru și cu teatrul de păpuși, cam pe zona asta. Uite-te la mine, ești mare iubitoare de animale? Da. Câți cățel ai? Un cățel. Câte pisici? Am avut două. Câți hamsteri? Am avut doi hamsteri, da. Câți papagali? N-am avut papagali. Am avut pești. Eu unul. Ai avut? Da. Nu, doi. Doi? Ah, nu, scuze, trei. Un mascul și două femele. N-a ieșit bine. N-a fost. N-a fost bine? Nu? Nu. Pentru cine? Și... stai că uitam. Deci voi, practic, acum trebuie să mai duceți, nu mai duceți în America doar la când l-ați dedicat primele de milion de dolari. Păi nu, că acum avem etapa, deci, următoare. La finalul lunii... E următoarea etapă. Da, care nu știm dacă s-a filmat sau ce s-a întâmplat. Da, da, da. Mamă, deci o să aflăm. Dacă aflăm că e de bine, da, vom merge în etapa următoare. Care e semifinala, care sau finala? Live-urile. Sferturi de finală. Sferturi, semifinale și finală. Mai sunt încă trei etape în afară de asta. Acum, dar încă nu știm dacă ajunge. Da, nu știm. Doamne, da, Doamne ajută să, da, ajungi. Da. Am o întrebare. Cine vă plătește banii de bilete de avion? Că nu e ieftin biletul de avion până la America. Ei de acolo. A ei? Rezolvat. Da. Domnul Samuel a zis... Dă-le bilete de avion, că la sunt talentați în România. Și cât a stat în America? 4 zile. Foarte bine, frumos? Da. E fain. E foarte, da, dacă nu era pandemia... Era și mai frumos. Nu vă mai întorceați. Ba da, că trebuia după aceea să pregătim... Făceai live-uri la Europa FM din America. Exact. Să știi că numărul senzațional. Și lumea vă poate căuta. Haideți să spunem unde vă poate găsi, pe Facebook, pe Instagram, pentru că sunteți foarte talentați acum, serios. Ne pot găsi... Mulțumim mult. Ne pot găsi pe site-ul teatruvizual.ro. Iar acolo au conexiuni către Instagram, către Facebook. Deci teatru vizual. Da, și ne pot găsi Lightwave Theater Company pe Facebook, dar mai simplu. Deci teatru simplu vizual, ca să fie, da, mai... ca să fie pentru toată, da, lumea. Deci teatru vizual, căutați-i pe oamenii ăștia, sunt foarte talentați și merită să aibă succes și bravo vouă. Foarte tare, bravo. Mulțumim. Super. Vă mai așteptăm pe la noi. Mai venim. Perfect. Vrei să mai zici ceva? Sperăm să avem cu ce să venim. Deci tu până la urmă cu milionul ăla de dolari. Îl numărăm aici, și în față. Și v-ați gândit cum îl împărțiți, că sunteți patru, să începe să vă certați de la bani. Da, ne-am gândit. Am avut discuția. Ați avut momentele astea. Stai că eu am fost ideea, nu, dar eu am pus în practică, dar eu am muncit mai mult. Da, păi, așa e întotdeauna. Deci vă gândiți cum câștigați milionul de dolari. Da. Discuția a trebuit purtată. Exact. Perfect. O să mai s-a lucrez la Europa FM sau... Poftim? O să mai lucrez la Europa FM după milionul de dolari? Dacă voi ajunge în acea poziție, poate voi cumpăra niște acțiuni, nu știu. Da. Băiat deștept, Petru Stratulat, îl ascultați la Europa FM, iar pe Cristina Andreea Ionu ascultați pe Instagram, pe oricum. Da. Da? Da, da. Perfect, sau pe teatru vizual. Pe teatru vizual. Perfect, vă mulțumesc mult de tot, să aveți succes și felicitări.